10 și cred că cheia a fost familia mea, pentru că m-au susținut și m-au împins de la spate, mi-au oferit toate resursele, dar și ambiția. Am vrut să fac dintre asta un gol și cred că l-am atins destul de bine. Cum te simți acum ca șefă de promoție cu 10 pe linie? Cred că momentan nu realizez, o să procesez tot ce se întâmplă acasă, dar sunt emoționată. Sper că o să le placă profesorilor discursuri pe care le-am pregătit. Ce urmează pentru tine? Facultate în Anglia. Am intrat la mai multe facultăți și în Anglia, Olanda, Dubai, dar cred că pe drept global. Și cred, sper că o să reușesc să-mi ating scopurile acolo și că o să demonstrez că se poate și de la noi. Deci ești admisă la 3 facultăți din străinătate? Acestea sunt țările. La câte facultăți? În Anglia 5, Olanda 5 și în Dubai 2. Deci la 12 facultăți ai fost admisă. Și cum vei alege? Depinde de nota pe care o iau la BAC, bineînțeles. Și nu știu, cred că o să fie ceva de suflet, o să văd cum mă simt acolo când mă duc să las diplomele. De când știi că ai fost admisă și cum te-ai simțit să fii admisă la 12 facultăți? Din martie am fost emoționată, nu am crezut în primul rând. Am încercat, am spus că de ce nu, sunt și eu elev ca și ceilalți, dar am avut un mare șoc când am aflat că, hei, chiar am intrat acolo, am reușit. Și ce urmează mai exact să studiezi la facultate? Drept global. O să învăț despre relațiile internaționale, tratate între țări. Asta înseamnă o carieră? În drept, politică, depinde ce mi-aleg.